Stimați telespectatori, doamnelor și domnilor, iubiți frați și surori și dragi prieteni, vă spunem din nou bun venit la emisiunea Pași prin Credință. Mulțumim Bunului Dumnezeu, vă mulțumim dumneavoastră, mulțumim echipei Credo, prin munca și ajutorul cărora reușim să ajungem în casele dumneavoastră. În această dupămasă, ca întotdeauna, avem un invitat, cel puțin, care este împreună cu noi, care stăm de vorbă, care ne istorisește din experiențe, din lucrările lui Dumnezeu, din viața lui și, cum spuneam în seara aceasta, avem un invitat care vine pentru a doua oară. Și vom continua ceea ce am început data trecută. Este vorba despre fratele Tică Ulici, unul din păstorii asociați ai bisericii noastre, încă pentru puțină vreme, deoarece peste o săptămână dumnealui va pleca în România, în satul mare, unde va sluji acolo. Cu strângere de inimă, cu părere de rău, trebuie ca să ne dăm consimțământul și să îl binecuvântăm în numele Domnului și să acceptăm voia lui Dumnezeu chiar și atunci când nu ne place. Categoric, într-un context în care se realizează prietenii, legături frățești, tovărășii sfinte, pe câmpul Evangheliei, în Biserică, lucrarea lui Dumnezeu, despărțirea este foarte grea. La fel este și pentru noi, pentru mine personal, pentru frații din conducerea bisericii, pentru biserica Domnului de aici. Oarecum îmi pare rău, chiar și acest interviu are loc în contextul acesta al despărțirii, dar credem că și aceasta vine de la Dumnezeu și din această experiență o să avem lucruri de învățat și gândurile împărtășite aici vor aduce binecuvântare pentru cei care ne ascultă. Noi credem în providența divină și că nimic nu este la voia întâmplării. Frate Tică, bine ai venit din nou în cadrul emisiunii Pași prin Credință. Iată-ne că după o scurtă perioadă de timp, au trecut câteva luni, cred că scurte, de când am stat de vorbă ultima dată, și rămâneam datori să mai continuăm dialogul, deoarece n-am cuprins decât foarte puțin din cât intenționam noi să cuprindem în primul episod, să-l numesc așa, prima oră de discuție. Acum o să putem continua de unde am rămas data trecută, dar în mod implicit și direct va trebui să ajungem și la subiectul acesta și spinos și plăcut și dulce și amar al deplasării, al întoarcerii în România. Frate Tică, bine ai venit, Domnul să te binecuvânteze. Mulțumesc de invitație. Cu ce vrei să începi? Începem cu începutul. Așa. De fapt, este o continuare la ceea ce probabil am discutat data trecută. Așa cum spuneam, America pentru mine, într-un mod deosebit, a fost o mare binecuvântare. Și cred că cât voi fi în continuare, va fi o binecuvântare și ori de câte ori voi avea ocazia să vin în America, va fi tot timpul pentru mine o mare bucurie și o mare plăcere să mă reîntorc, aș putea să spun, acasă. Pentru că acasă a fost timp de 10 ani America. America mi-a oferit foarte multe binecuvântări și, cum spuneam data trecută, una din cele mai mari binecuvântări pe care le-am experimentat aici a fost faptul că tatăl meu a fost câștigat de Domnul Iisus. Asta a fost una dintre marile binecuvântări și înțeleg faptul că Dumnezeu, când are un plan, chiar dacă omul nu îl vede, planul lui Dumnezeu se duce la îndeplinire. În urmă cu aproximativ 10 ani de zile hotăram să vin în America și în mintea prietenilor mei, a cunoscuților mei, era un mare semn de întrebare: ce aș căuta eu în America? Și le spuneam prietenilor mei și tuturor: oameni buni, eu trebuie să ajung în America. Nu știu exact ce se va întâmpla cu mine, ce voi face acolo, nu știu exact, dar știu că trebuie să ajung în America.
În decursul anilor mi-am dat seama că Dumnezeu m-a avut în planul Lui și unul din scopurile pe care le-a avut Dumnezeu cu privire la mine de a veni în America a fost câștigarea tatălui meu la Dumnezeu. Asta a fost una dintre cele mai mari binecuvântări și un om parcă prin cuvinte nu poate să explice această experiență, această trăire, această binecuvântare pe care Dumnezeu e o mare biruință, e o mare biruință pentru împărăția lui Dumnezeu, e o mare biruință în viața unui om. E cel mai mare câștig pe care poate să-l aibă cineva în viața aceasta. Și cred că îmi împărtășai cândva, ori personal, ori chiar la interviu, nu mai rețin, dar știu cândva am avut o discuție în care spuneai chiar dacă acesta ar fi fost singurul motiv pentru care eu și familia mea am ajuns în America și dacă n-ar mai fi nimic altceva, doar pentru faptul că tatăl meu mai târziu a venit și el în America și prin această mutare și schimbarea contextului, Dumnezeu i-a atins inima, Dumnezeu i-a transformat viața, Dumnezeu l-a mântuit și a făcut din el un om nou, un om schimbat, un copil al lui Dumnezeu. Chiar și pentru acest fapt, singur să fi fost, s-ar fi meritat. Slăvit să fie Domnul. Nu? Yes. Poți să confirmi lucrul acesta. Dacă nu era nimic altceva în planul lui Dumnezeu, numai atât. Dar, după cum ne-ai spus, Dumnezeu care dă cu mână largă, care binecuvintează din belșug, nu te-a dus în America doar pentru un lucru. Dumnezeu a avut mai multe planuri, mai multe gânduri. Da. Așa cum spuneam, asta a fost una dintre marile victorii despre care vorbesc cu toată bucuria, cu oricine, oriunde, mai ales cei ce au cunoscut familia noastră din România, nu pot să spună decât slăvit să fie Domnul și rămân uimiți de această mare transformare. Iar acum când îl cunoști pe tata, văzând marea transformare din viața lui, oamenii zic că e de nerecunoscut. E de nerecunoscut. Ceea ce face Dumnezeu este totul la superlativ. Slăvit să fie Domnul. Așa cum spuneam, mă bucur de o relație binecuvântată cu părinții mei. Această câștigare, dacă se poate spune așa, a persoanei lui pentru Hristos a adus o mare bucurie în familia mea. Și am zis, dacă chiar asta a fost tot s-a meritat. Pentru că America oferă foarte multe lucruri. America oferă de lucru, dacă vrei. America oferă capcane. Dacă vreți, multă smerenie. Cineva spunea la un moment dat, e foarte bună America pentru toți oamenii. De ce? Pentru că e ca un tăvălug. Nu contează cine ai fost în România. Când ai venit aici, America și-a venit cu atâtea lucruri. Am zis că eu o să schimb, eu o să fac. Nu. Oamenii probabil care mă privesc acum știu despre ce vorbesc și le mulțumesc că m-au înțeles atunci și au avut răbdare cu mine să-mi dau seama ce e America. Deci în America am învățat enorm de multe lucruri. America pentru mine a fost cu adevărat o binecuvântare, chiar în situațiile grele ale vieții, chiar în situații critice, în momente de cumpănă, în toate Dumnezeu a avut un scop pentru mine să mă formeze și dau slavă lui Dumnezeu. Ceea ce probabil marchează viața mea în momentele acestea este faptul că am înțeles din partea lui Dumnezeu că viața mea trebuie să aibă o altă direcție. Aveam impresia că voi sta pe o perioadă mult mai lungă de timp. Nu se va limita doar la 10 ani. Va fi o perioadă mult mai lungă de timp. Însă, în momentul în care veneam în America, am spus, dacă Dumnezeu îmi va face o chemare specială și îmi va vorbi clar, așa cum am știut că trebuie să vin în America, dacă Dumnezeu îmi va vorbi încă o dată, eu sunt dispus să mă duc acolo unde mă cheamă Dumnezeu. Însă, în decursul acestor ani, am văzut și am gustat viața din America și a fost bună.
din toate punctele de vedere. A fost bună, chiar foarte bună. Chiar și experiențele mai puțin plăcute, sigur, chiar și pierderi, chiar și, sigur, muncă fără câștig, chiar și lecțiile de smerenie. Deci toate la pachet puse împreună au fost o binecuvântare. Au fost o mare binecuvântare pentru că omul are nevoie să învețe din tot acest pachet, dacă putem să-i spunem așa, bucurii, tristeți, lipsuri, pierderi. Prin toate Dumnezeu are un anumit scop cu privire la oameni și fiecare experimentează într-un fel sau altul, la un nivel mai mare sau mic, toate aceste lucruri. Și astea au un scop pentru om, au avut un scop bine definit în formarea caracterului meu și a vieții mele. Însă, revenind la ideea că am avut în mintea mea această idee, că dacă Dumnezeu vreodată va avea o chemare specifică pentru mine de a mă duce, și în mintea mea a fost, nu mă pot întoarce din America numai în niciun alt loc, numai România. Pentru că am fost binecuvântat într-o biserică, ca biserica unde, să spunem așa, m-am dezvoltat din punct de vedere al slujirii, am crescut spiritual enorm de mult aici, am avut un climat binecuvântat, cu oameni binecuvântați, cu oameni de jertfă, cu oameni de caracter. Mi-am format prieteni. Veneam din România și în România am avut prieteni, hai să spunem așa, la cataramă. Venind din America am zis, nu știu, oare voi găsi prieteni în America? Cum o să fie în America? Lăudat să fie Domnul că are oameni special peste tot. Și am găsit, dacă am avut nevoie de oameni serioși, oameni de caracter, oameni cu adevărat pocăiți, i-am găsit în America. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot acest timp pe care l-am petrecut în America. De ce spun asta? Pentru că, având disponibilitatea aceasta înaintea lui Dumnezeu, Doamne, dacă îmi vei vorbi, eu sunt gata să renunț la tot. Să renunț la tot. Cu ajutorul lui Dumnezeu, am venit în America și ca majoritatea, probabil, dacă nu chiar ca toți oamenii, s-au sacrificat să facă ceva, pentru că românul este, hai să spunem așa, un om harnic, pe general. Se gândește la soție, la copii, la viitor și muncește, aleargă. Se luptă ca să o ducă mai bine, dacă poate. Da. Să iasă din sărăcie și din lipsă și să ofere ceva copiilor. Ceea ce este interesant este următorul lucru. Când eram în România, îmi doream să muncesc. Îmi doream să muncesc și am zis, Doamne, vreau să-mi caut un loc de muncă și vreau să muncesc. Doamne, fă posibil lucrul ăsta. Venind în America, Dumnezeu mi-a ascultat și aici vreau să fac o paranteză. Aș spune oamenilor care probabil ne ascultă, ai grijă ce-ți dorești, că s-ar putea să ți se întâmple. Ai grijă ce-ți dorești, pentru că s-ar putea să ți se întâmple. Mi-am dorit muncă. Și America mi-a oferit foarte mult acest lucru. Un pic prea mult. Un pic prea mult. Că munca e bună și e sănătoasă. E bună, dar dacă e prea mult, românul zice ce e prea mult strică uneori. Venind în America, am trăit această experiență și a lucrului, dacă vreți, de dimineață până seara. Chiar dacă în România aspectul ăsta este parcă neînțeles. Oamenii care vin în America înțeleg ce este cu adevărat America. Și eu, dacă aș putea să sfătuiesc pe cineva, ar fi dacă cineva are posibilitatea să vină în America, să simtă puțin pulsul Americii să vină. Și să-l simtă pentru că e benefic pentru om. Îi schimbă total gândirea legată de America. Revenind la ceea ce începusem, este faptul că am avut această disponibilitate. Deci ai păstrat ușa deschisă. Când ai venit din România, ai păstrat ușa deschisă și ai zis ca și orice slujitor al lui Dumnezeu, chemat de Dumnezeu, așezat de Dumnezeu, ai zis, Doamne, dacă Tu mă trimiți, dacă Tu îmi vorbești, îți dispus. Dar această disponibilitate nu cred că a fost însoțită de o convingere că se va întâmpla lucrul ăla. Nu. Doar că dacă Dumnezeu intervine, și aici vreau să mărturisesc și eu. Și eu din când în când am discuția aceasta cu prietenii mei sau în familie. Și eu zic așa.
Și cred că orice slujitor al lui Dumnezeu trebuie să spună așa. Eu de aici nu mă mut. De aici nu mă mut. Dar dacă Dumnezeu mă cheamă într-un mod special, dacă Dumnezeu îmi vorbește într-un mod special, dacă Dumnezeu îmi arată un alt drum, clar și specific, sunt de acord să las tot și să mă mut în altă parte. Mergând mai departe ca să continui ideea și apoi te las ca să vorbești. În timp ce am această disponibilitate, eu nu cred că am să mă mut. Deci nu cred că Dumnezeu mă va chema cândva să merg în altă parte. Eu cred că locul meu e aici. Dar ușa e deschisă. Înaintea lui Dumnezeu. Și eu am convingerea că un om al lui Dumnezeu așa trebuie să se așeze la dispoziția lui Dumnezeu. Nu noi îi facem planul lui Dumnezeu. Dumnezeu își duce el la îndeplinire planul cu noi. Amin. Nu noi suntem maestru pe tabla de șah, peste tabla de șah. Noi suntem pioni, piese. El e maestru și are dreptul să ne mute. Și atunci continuăm cu disponibilitatea și ușa deschisă care a rămas. Ce s-a întâmplat? Nu cu foarte mult timp în urmă, prin anumite evenimente legate de familie și de faptul că am fost nevoit în câteva rânduri să mă duc în țară, să vizitez țara, exista tot timpul această întrebare din partea celor pe care îi vizitam în România. Nu crezi că ar trebui să vii înapoi în țară? Crezi că ar fi posibil lucrul ăsta? Biserica de aici se roagă pentru un slujitor. Nu crezi că ți-ar putea vorbi Dumnezeu? Nu crezi că ai putea tu să fii omul ăla? Poate în 3 sau 4 rânduri, dacă bine rețin așa, în ultimii 2 ani de zile, mi s-a adresat această întrebare. Și aproape de fiecare dată spuneam, dacă Dumnezeu într-un mod deosebit îmi va vorbi, voi veni, dar deocamdată. N-am de gând. N-am de gând, e totul bine. Eu sunt slăvit America. Să fie Domnul. Cele necesare le am, din punct de vedere financiar, nu o duc extraordinar de bine, dar o duc bine. Lucrurile merg foarte bine din punctul ăsta de vedere. Relația cu biserica este foarte bună, cresc spiritual, am un climat binecuvântat. Slujesc bisericii în măsura în care pot să mă implic. Într-un cuvânt, nu prea aș vrea. Nu vreau să... Să cheme Dumnezeu pe alții. Da, pe îți restui în România, nu? Nu eu, da. Sunt în România, căutați pe alții. Și dacă ar fi nevoie să fie susținut din punct de vedere financiar, America ajută un pic mai bine decât România în sensul ăsta. Mai degrabă ajut în felul ăsta. Da, mai degrabă mă implic. Așa. A doua oară, a treia oară ajung în România și de fiecare dată această întrebare. Nu crezi, uite, biserica... Are nevoie. Are nevoie. Biserica are nevoie. Tu ești un om care ai plecat dintre noi. Tu știi ce este aici. Nu ești chiar străin de situație. Nu ești străin. N-ai cum să zici că tu ai uitat România. Și trebuia să recunoscă. Dom'le, n-am cum să recunosc. N-am cum să spun că nu am inima. Am inima pentru că prin harul lui Dumnezeu am cunoscut pe Dumnezeu în România și dau slavă Dumnezeu. Ceva a rămas acolo când ai plecat. A rămas, sigur că da. Treptat în toate aceste chemări, Duhul lui Dumnezeu începea să mă cerceteze și să mă pună serios pe gânduri în ce privește acest aspect. Ziceam, Doamne, încep să mă cerceteze, îmi pun tot mai serios problema, mă gândesc tot mai serios la asta. Doamne, Tu chiar vrei să merg? În urmă cu aproximativ un an de zile, printr-un har din partea lui Dumnezeu, pot să spun așa, ca orice om, ajunge să își cumpere o casă și i-am mulțumit lui Dumnezeu pentru că și aici am văzut mâna lui Dumnezeu, a fost harul lui Dumnezeu.
mă mutasem mult mai aproape de biserică, posibilitatea de a ajunge la biserică în America a fost mult mai accesibilă pentru mine, având în vedere programul de lucru pe care îl aveam. Slujirea în biserică a fost extraordinară, cum am spus. Frații, surorile sunt deosebiți. Am zis, ce frumos lucrează Dumnezeu, ce extraordinar a lucrat Dumnezeu în viața mea. M-am așezat, m-am pus la punct. Parcă toate lucrurile mergeau favorabil. Din punct de vedere omenesc, să spunem așa. Business-ul, parteneriatul mergea parteneriatul, bine. Parteneriatul, da. Nu duceați lipsă de nimic, nu erați foarte bogați, dar nu erați săraci. Exact. Casa, acum aveați, la 5 minute de biserică. Totul... Soția e implicată în slujirea în biserică, tu implicat unde era nevoie. Copiii, la fel. Ce mai vrei? Toate erau puse la... Foarte bine. Deci nu puteam să spun decât, Doamne, îți mulțumesc pentru tot timpul ăsta pe care mi-l dai. Deci trăiesc un timp extraordinar de binecuvântat. Deci puteai să spui că am ajuns la un punct la care n-am ce să caut altceva sau să doresc altceva. Nu. Dumnezeu mi-a oferit mai mult decât a meritat. Exact. Dumnezeu mi-a oferit mai mult decât a meritat și mă bucuram de timpul ăsta. Ziceam, Doamne, ce extraordinar, ce frumos, ce timp binecuvântat ai lăsat în viața mea. Era tot timpul gândul ăsta. Părinții aici, părinții întorși mei aici, la Dumnezeu. Întorși la Dumnezeu, da. Bucurii. Deci, nu am cuvinte. Ziceam, îmi merge mai bine ca oricând. În toată perioada mea, merge mai bine ca oricând. În perioada asta, într-un mod deosebit, se întâmplă în familia noastră ceva ce omul n-ar dori să vadă în familia lui. Și anume, socrul meu a ajuns într-o stare destul de gravă din punct de vedere al sănătății. Venind în America, stând la noi acasă, ne-am bucurat să îi avem pe părinți, eu le spun părinții mei, socrilor, m-am bucurat să-i avem în mijlocul familiei noastre, ori de câte ori avea ocazia să vină în America. Avem o relație extraordinară cu ei, dar sănătatea lui tăticu m-a făcut să mă gândesc parcă mai serios la viață. Pentru că omul când trece printr-o suferință, printr-o boală, își dă seama de fapt de ceea ce este cu adevărat valoros în lumea aceasta. Și dintr-o dată aveam o persoană iubită lângă mine care privea acum cu alți ochi parcă lumea asta. Și începeam să mă gândesc și să-mi fac tot felul de planuri în mintea mea, îmi puneam tot felul de gând, de întrebări în mintea mea și spuneam, oare, Doamne, ce vrei de fapt cu mine? Văd atâta suferință. Oamenii pe care aș vrea să-i ajut. O paranteză, în caz că sunt unii care ne urmăresc și nu pot să facă conexia, vorbim despre tata socru, fratele păstor Victor Opriș de la Satu Mare, da. A cărui ginere ești soția ta Delia, fiind fica lui. Fica lui. Pentru cei care poate n-au făcut încă conexia despre cine este vorba și continuăm derularea evenimentelor. Da, deci fratele Victor Opriș este socrul meu și eu îi spun tăticu. El, ajungând acum, chiar actualmente, este, să spunem așa, slăbit din punct de vedere fizic. Avându-l anul trecut câteva luni la noi în casă, dorind să facem tot posibilul să prindă puteri, să fie un pic mai altfel sănătatea lui, văzând toată această imagine, am zis, Doamne, Tu vrei să mă înveți ceva în toată treaba asta aici. Discutând anumite subiecte și vorbind despre chemarea pe care o are un slujitor, îmi pune la un moment dat tăticul întrebarea asta, nu crezi că ar trebui să mergi în România? Și a zis, tăticule, tu vezi acum care e situația mea aici, dacă Dumnezeu îmi vorbește, eu mă duc, dar Dumnezeu nu mi-a vorbit specific. Nu am primit o undă verde din partea lui Dumnezeu. Deci,
Detaliile sunt mai multe, nu vreau să intru în detalii, însă vreau să spun doar atât. A ajuns să prindă puțină putere și după ce a prins puțină putere a zis, acum, chiar medici au spus, acum dacă vrei să te reîntorci în țară, poți să te reîntorci pentru că ai suficientă putere în organism ca să faci treaba asta. S-a întors acasă și a spus, probabil o să am un tratament mult mai bun în țară și o să prind putere și l-am încredințat în brațul Domnului și așteptam de acum să văd o revenire. Pentru că biserica din satul mare aștepta să vină păstorul acasă și să ia o altă amploare, dacă vreți, lucrarea lui Dumnezeu de acolo. În tot acest timp, Duhul lui Dumnezeu începea să lucreze în inima mea cum nu lucrase până acum și îmi puneam parcă tot mai mult întrebarea, Doamne, oare ce vrei de la mine? Tăticu a zis, eu sunt gata să renunț la orice pentru că la urma urmei în viață, dacă n-ai sănătate, toate sunt în zadar. A zis, vreau să renunț, vreau să mă retrag într-un loc mai mic, să nu stau într-o casă mare pe care să nu o pot folosi, deci nu mai pot să fac prea multe și... N-am nevoie și mă voi duce. Și voi renunța la tot. Dacă cumva te gândești să vii, să-mi spui că poți să vii să stai împreună cu noi și ai unde să stai. Și a spus, tăticule, nu aștepta după mine. Rezolvați-vă problemele și eu, dacă Dumnezeu vreodată îmi va vorbi, mă voi duce. Dar dacă Dumnezeu nu-mi vorbește, ne-am despărțit în felul acesta. Viața mea a continuat câteva luni. La un moment dat, într-o dimineață, slujind în biserica Happy Valley, un frate vine și îmi spune următorul lucru. Frate, am din partea lui Dumnezeu o descoperire pentru tine. Și Dumnezeu mi-a făcut descoperit ceva în dreptul tău. Spune, frate. Și fratele îmi spune următoarele lucruri. Zice, am din partea lui Dumnezeu următorul mesaj. Tu nu vei mai sluji în biserica Happy Valley. Și parcă au fost câteva secunde de pauză. N-am știut ce să spun. În mintea mea s-au produs tot felul de întrebări. Și a continuat. Tu nu vei mai sluji în biserica Happy Valley, tu vei sluji într-o altă biserică, într-o altă parte. Am zâmbit. Trebuie să recunosc că am zâmbit, pentru că știam că dacă ar trebui să mă duc, m-aș duce în România, nu în altă parte. Însă nu vedeam felul și modul cum m-aș întoarce acum când toate lucrurile sunt atât de bine stabilite aici. S-au așezat toate. S-au așezat, deci am zâmbit, Dumnezeu să te binecuvânteze, am spus fratelui, ne-am despărțit. A rămas în mintea mea această idee. Au trecut lunile, biserica din satul mare, Iisus, Lumina Lumii, urma să aibă consacrarea, dacă vrem să spunem așa, a locului locașul, pe care l-au construit, pe care l-au remodelat și urma să fie această mare sărbătoare. Am vorbit cu prietenii, cu frații, e un mare eveniment, îmi doresc foarte mult să particip la acest eveniment, am inimă pentru asta, vreau să mă duc și am zis, va fi ceva extraordinar. Asta a fost în prima fază, undeva în vară, în vara anului 2015. După câteva luni în munca și... Noi chiar am discutat, nu vreau să întreb mult, noi chiar am discutat și ziceam, când vine vremea, plecăm împreună. Asta era planul inițial. Ați fost invitat și dumneavoastră la acest eveniment și am zis, putem să mergem împreună. Mai merg încă în câțiva frați din biserică, formăm un grup frumos și mergem la acest eveniment deosebit și extraordinar. Însă ceva s-a întâmplat în munca pe care eu o fac, în business-ul în care eram implicat. Așa s-au derulat lucrurile încât la un moment dat am spus, mă văd obligat să renunț la această idee și să văd că de fapt nu mai pot să merg. Imposibilitatea de a pleca. Era o imposibilitate. Dorința era enorm de mare. Dar a apărut un impas. N-am mai putut să merg.
Și vă amintiți, am spus, frate Cornel, îmi pare foarte rău, nu o să mai pot să merg. Nu o să mai pot merge pentru că așa e situația. Oamenii din România știau că plec. Și așteptau, parcă, să ajung și eu acolo. Undeva aproape de acest eveniment am comunicat și le-am spus, oameni buni, nu cred că e posibilă plecarea mea și nu o să mă mai pot duce. Am început să vorbesc cu unul, cu altul în România și au spus, am auzit că vii și spuneam, nu cred că o să mă mai duc, n-am cum să mă duc. Îmi cer scuze, am vrut să merg, dar nu pot să mă mai duc. A venit o dezamăgire. Eu spuneam cu tragere de inimă toată această treabă, însă la un moment dat deveneam tot mai, hai să spunem așa, insensibil. Deveneam așa foarte pasiv. Te-ai detașat. M-am detașat dintr-o dată. Am spus, nu mă mai duc și nu are sens să merg. Și am devenit foarte pasiv. Parcă era o chestiune, nu contează, deci nu e nicio problemă că nu mă duc, deci nu. Oamenii când au auzit, nu se poate. Nu se poate să nu vii. Deci nu ai cum, ai fost implicat în, știi toate lucrurile de aici, cum s-au derulat, ați pus inimă, biserica de acolo, deci tu trebuie să vii. Și a spus, nu mă duc, că nu am cum. Și am primit un răspuns din România, e imposibil, deci chiar până acolo a ajuns încât tu să spui una și să faci alta? Tu chiar nu ai avut, ne-ai dat impresia că tu chiar te-ai interesat de lucrarea de aici și tu chiar acum la un eveniment ca ăsta? Nu vin, deci nu te mai înțelegem, nu te mai cunoaștem. Și Duhul lui Dumnezeu dintr-o dată mă cercetează într-un mod deosebit și zice, chiar acolo ai ajuns? Chiar până acolo ai ajuns să nu te intereseze lucrarea la care, într-un fel sau altul, ai participat? A fost unul dintre cele mai grele momente, dacă pot să spun așa, în ce privește a lua o decizie. Mai ales că erai și condamnat de alții, oarecum pe bună dreptate, că nu te ții de cuvânt. Da. Ne-ai promis, ne-ai lăsat să înțelegem că vii și acum... Cuvântul tău nu are valoare, tu, cum ziceai, spui una și faci alta. Deci aici e o presiune puternică pentru un slujitor al lui Dumnezeu. Sunt de acord și am simțit presiunea asta, adică eram obligat să spun ceva ce nu ținea de mine, ceea ce nu mă caracteriza. Dar până acolo am ajuns încât m-am blocat, era un blocaj. După multă frământare, după multă zbatere, după multă discuție cu soția acasă, într-un final, dacă vreți, pe ultima sută de metri, parcă am zărit undeva lumina de la capătul tunelului care mi-ar da o șansă, o posibilitate să ajung în România. Și am zis... Dacă totuși există o posibilitate, trebuie să fac efortul ăsta. Trebuie să fac. Și am simțit din partea lui Dumnezeu că trebuie să fac efortul ăsta, ținând cont de contextul în care Dumnezeu începea să lucreze în inima mea la gândul că tu trebuie să te întorci în România. Undeva în conștiința mea Dumnezeu îmi vorbea. Începea să-mi vorbească și eu parcă așa, dintr-un somn adânc, începeam să mă trezesc. Oare să fie asta din partea ta, Doamne? Încercam să spun nu acum, nu vreau, nu e posibil lucrul ăsta, nu. De ce acum? Nu. Lucrurile sunt atât de bine stabilite, nu. De ce eu nu vreau să mă duc? Uitându-mă în mine, am zis, nu vreau să mă duc, n-am de ce să mă duc. Să meargă altcineva, nu eu. Într-un final, Dumnezeu îmi dă posibilitatea să ajung în România, chiar dacă a fost pe foarte scurtă durată de timp. Dar am ajuns la acest eveniment. În familie, deja cu soția împreună, discutam faptul foarte serios cu privire la dacă Dumnezeu îmi va vorbi. Și spuneam Deliei, soției mele, Delia, trebuie să ne punem foarte serios problema. Dacă Dumnezeu ne vorbește că trebuie să ne întoarcem în România, îți dai seama ce înseamnă
mutarea noastră de aici acum, realizezi lucrul ăsta? Și am spus, îți aduce aminte ce greu ne-a fost să ne mutăm din România în America. Dar să ne mutăm acum din America în România? Venisem în România cu un copil de 9 luni de zile. Și prin harul lui Dumnezeu acum avem 6 copii. Dumnezeu ne-a binecuvântat în America cu încă 5 copii. Slavă Domnului! Sunt comorile noastre. Și am zis, îți dai seama, să ne întoarcem înapoi cu 6 copii. Zic, încearcă să gândești serios și să vezi că e un lucru greu. Nu e un lucru de apucat. E un lucru foarte greu. Întotdeauna când vorbeam, vorbeam deschis, pentru că nu eram pus în situația să aleg. Dar omul când este pus în situația să vadă prin ce trece la o astfel de mutare, pot să spun, e teribil de greu din punct de vedere omenesc. Mă simțeam întins din toate părțile. Am zis, Doamne, dar de ce acum? De ce eu? Parcă nu se potrivește, Doamne. Pe fiecare drum pe care încercai să pleci, vedeai un dead end. Un drum înfundat. Nu merge. Nu. Bun, încercăm altă variantă. Dar la capitolul ăsta nu se poate. Și la fiecare... La fiecare era o tensiune și în același timp disponibilitatea pe care o aveam înaintea lui Dumnezeu era la fel. Pentru că ceea ce predic trebuie să-și împlinesc. Nu se poate altfel. Și dacă sunt chemat și predic că trebuie să ascult cuvântul lui Dumnezeu, când Dumnezeu îmi vorbește, n-am decât să-L ascult. Și dacă nu e convenient pentru moment, dacă nu se potrivește cu logica sau planul nostru. Am ajuns în România împreună cu dumneavoastră. Am ajuns undeva sâmbătă dimineața, duminica dimineața. Într-o paranteză, ne-am scurtat drumul. L-am făcut cât se poate de condensat. Să nu se piardă zile. Zburat în România câtva timp de odihnă, slujbă, masă, slujbă, fără odihnă, doar noaptea ne-am întors de acolo. Duminică noaptea după slujbă ne-am pornit la drum să ajungem în aeroport în Budapesta. Deci călătoria a fost totuși posibilă printr-o minune, dar scurtată foarte la maxim și condensat. Deci, cât de mult posibil. N-am stat probabil nici 2 zile, că mai mult am stat parcă pe drum decât sigur în România. Însă Dumnezeu ne-a facilitat acest lucru să fim în România și să participăm la acest mare eveniment pe care cei din Satul Mare îl așteptau cu mare, mare bucurie. În dimineața aceea în care așteptam cu multă bucurie această consacrare a noului locaș de cult, primesc un mesaj din partea soției mele undeva în dimineața aceea, în jurul orei 8. Soția îmi trimite un mesaj și spune, dragule, uite, am stat înaintea Domnului zilele trecute în jertfă pentru a înțelege mai clar care este voia lui Dumnezeu cu privire la noi și la familia noastră. Și după câteva zile de jertfă înaintea Domnului, Dumnezeu mie mi-a confirmat și mi-a spus că noi trebuie să mergem în România. M-a binecuvântat și mi-a spus, urmează ca tu să iei decizia asta și să vezi dacă ție îți vorbește Dumnezeu și cum îți va vorbi Dumnezeu. Mergeam cu acest gând, cu această informație în mintea mea în acea dimineață, în jurul orei 8, înspre adunare, împreună cu dumneavoastră. Erau foarte multe frământări în mintea mea. Dar, în același timp, am primit o încredințare din partea lui Dumnezeu și am spus, Doamne, acum e testul final. Ai început de câteva luni să-mi vorbești. Ai început de câteva luni să mă conștientizez că eu ar trebui să fac decizia asta să mă întorc în țară. Eu am spus tot timpul nu. Am spus nu eu, nu vreau, Doamne, vreau în dimineața aceasta și am convingerea că în dimineața aceasta îmi vei vorbi. Într-un fel sau altul îmi vei vorbi. Și mergeam cu această dorință, cu această încredințare din partea lui Dumnezeu că Dumnezeu îmi va vorbi. N-am știut dacă îmi va vorbi prin predică.
Și asta a fost rugăciunea mea din dimineața aceea. Doamne, nu contează cum îmi vei vorbi. Îmi vei vorbi prin predică? Îmi vei vorbi printr-o cântare? Îmi vei vorbi printr-o poezie? Îmi vei vorbi în rugăciune? Îmi vei vorbi printr-un om? Nu contează cum alegi, Doamne, să îmi vorbești. Sunt ferm convins că îmi vei vorbi. Eu voi fi foarte atent la cuvântul tău. Sunt deschis să văd cum îmi vei vorbi. Îmi vei confirma că trebuie să vin în țară sau nu. Aici va fi punctul final. Pentru că mă voi întoarce în România, în America și... Se va da semnalul. Se va da semnalul. Ăsta e momentul este hotărător. Este. Mergem în România sau nu mergem. Stăm acasă? Inima îmi era deschisă să aud cuvântul lui Dumnezeu. Prin tot felul de evenimente care s-au perindat în fața noastră, dumneavoastră știți exact toate detaliile. Mai multe detalii care nu sunt neapărat semnificative pentru toți, dar au fost cu greutate pentru mine. Am fost foarte răvășit în mintea mea. Au fost foarte multe lucruri care s-au derulat în fața mea. Dar a urmat un punct culminant în care, Dumnezeu ți-a dat cuvântul de care, mi-a dat cuvântul de care aveam nevoie. În dimineața aceea, stând în adunare, așteptând ca Duhul lui Dumnezeu să-mi vorbească într-un fel sau altul, undeva în prima parte a serviciului divin, Duhul lui Dumnezeu îmi spune, uită-te în Scriptură și citește. Uită-te acum în Scriptură și citește. Aveam Biblia aceasta deschisă pe picioare în dimineața aceea și nu mai rețin de ce era deschisă, unde era deschisă. Era în dimineața aceea deschisă pe picioarele mele la Matei, capitolul 21. Și omenește vorbind, era deschisă la întâmplare, presupun. Când te-ai așezat pe scaun, ai pus Biblia, da, așa că stă mai bine așezată pe picioare. Ori așa, ori că s-a citit din text, nu mai rețin exact motivul pentru care, dar Biblia mi era deschisă la Matei capitolul 21 și Duhul lui Dumnezeu îmi spune foarte clar, fiecare om are experiențele lui cu Dumnezeu. Și în viața mea am avut câteva experiențe cu Dumnezeu și am știut foarte clar că în dimineața asta Dumnezeu îmi va vorbi. Și Duhul lui Dumnezeu îmi spune, citește în Scriptură și mi îndreaptă privirea unde să citesc. Și încep să citesc. Încep să citesc. Citește. Și citesc următoarele lucruri. Matei, capitolul 21, versetul 28 în jos. Ce credeți? Un om avea doi feciori și s-a dus la cel din tâi și i-a zis, fiule, du-te astăzi de lucrează în via mea. Nu vreau, i-a răspuns el. În urmă, i-a părut rău și s-a dus. Și versetul 31 spune așa. Care din amândoi a făcut voia tatălui său? Că al doilea a spus al că merge, a spus și, că nu merge și nu s-a dus. Și Domnul încheie pilda aceasta cu întrebarea, cu provocarea care puternică. Care din amândoi a făcut voia tatălui său? Răspunsul este următorul. Cel dintâi. M-am oprit aici și am spus, Doamne, ăsta este... Ăsta-s eu, nu? Ăsta este tică. Eu mă identific aici. Doamne, este exact ceea ce am avut nevoie. Mă identific cu acest om care a spus că nu vrea să plece. Și a spus, nu eu, nu trebuie să mă duc eu. Mă identific. Și, Doamne, Tu îmi spui, fiule, du-te astăzi de lucrează în via mea. Asta mi-a spus urgența nevoii mele de a pleca în România. Și faptul că este voia lui Dumnezeu ca eu să mă duc, am spus, Doamne, n-am decât să ascult cuvântul Tău. Deci chiar cuvintele folosite în pildă erau răspuns la frământarea ta. La frământarea pe care o aveam. Care din cei doi a făcut voia? Tatăl. Care a făcut voia? Și tu erai frământat cu voia lui Dumnezeu. Exact. Doamne, care e voia? E voia ta să merg sau nu? Ce se întâmplă aici, Doamne? Ce se întâmplă? Și cât este Biblia aceasta de mare, Dumnezeu a hotărât să fie deschis acolo. Cum exact? Nu știm, dar a fost deschis acolo.
și Duhul lui Dumnezeu prin experiența personală, da, și prin simțul personal și prin revelație personală îți îndreaptă ochii. Și începe frământarea și lumina care și apare lumina la capătul tunelului. Da. Trebuie să mărturisesc că în dimineața aceea, după ce am primit acest răspuns din partea lui Dumnezeu, dumneavoastră erați acolo. Fiind păstorul meu, am zis, cum? Am zis, mi-e așa de greu. Deci mi-e așa de greu să primesc un răspuns din partea lui Dumnezeu și eu acum trebuie să spun ceva păstorului. Va trebui să-i comunic. Mi-e așa de greu. M-am simțit atât de... Și totuși am zis, Doamne, dacă asta e voia Ta, îmi iau inima în dinți și asta va trebui să spun. Eu vreau să spun celor care ne urmăresc și celor care ne cunosc că ultimul lucru care era în mintea mea era faptul că fratele Tică se va întoarce înapoi în România. Asta e ultimul lucru. Nu, în mintea mea nu era loc. Pentru mine ușa nu era deschisă. Deci eu nu puteam să concep așa ceva. Pentru tine a fost deschis, e normal. Exact cum pentru mine e deschis, da, în dreptul meu. Dar pentru mine, în dreptul tău, n-a fost deschisă. Deci ultimul lucru la care eu mă puteam aștepta e că Tică se întoarce înapoi în România, mai ales știind ceea ce am știut despre faptul că te-ai stabilit din toate punctele de vedere, toate sunt faine, toate sunt frumoase. Da. Casă, business, biserică, relație, prietenie, părtășie, bucurie, har. Suntem acum la locul potrivit, în voia lui Dumnezeu, da, într-un cuib frumos, minunat, de aici nu ne tulbură nimeni. Da. Și nu ai dat chiar bomba, în termeni populari, atunci dimineața, dar ai lansat ideea și ai deschis public ușa. Da, și mie mi s-a dat de gândit deja că ar fi undeva o posibilitate. Este ceva. Prin deci afirmația pe care am avut, convingerea că Dumnezeu mă cheamă în lucrarea asta să renunț la tot ceea ce a fost 10 ani de zile în America și să mă reîntorc acasă. Deci a fost un moment foarte greu, un moment în care Dumnezeu mi-a vorbit, am înțeles, din punct de vedere omenesc, este cu adevărat greu, momentele acestea în care noi discutăm la această emisiune, încă sunt în America, urmează în câteva zile să ne întoarcem în România, însă rămâne în inima mea această experiență binecuvântată pe care am avut-o în America, cu frații și cu surorile pe care am avut-o aici. Dumnezeu să-i binecuvânteze pe toți. Îi iubesc din toată inima și vom păstra legătura și ceea ce s-a zidit aici nu se dărâmă, ci doar are loc o mutare într-un alt front al războiului pentru împărăția lui Dumnezeu, și legăturile noastre prin Harul lui Dumnezeu o să rămână. Învățătura oarecum de bază pe care aș dori să o tragem aici și un cuvânt din partea lui Dumnezeu pentru cei care ne urmăresc și în mod special pentru cei care sunt chemați de tineri în lucrarea lui Dumnezeu într-un mod deosebit. Oamenii care au primit o chemare, au primit o ungere, au fost aleși de Dumnezeu ca să slujească. Cuvântul de învățătură din toată această experiență ar fi următorul. Chiar dacă Dumnezeu ne ajută, ne îngăduie, ne permite, ne sprijinește ca să ajungem la un anumit punct în viața noastră în care ne simțim împliniți, în care ni s-au realizat cele mai multe vise, s-au împlinit. Suntem mulțumiți, știm că suntem în voia lui Dumnezeu, ne simțim binecuvântați, ne simțim folositori. Dacă ești un om al lui Dumnezeu, trebuie să ai inima deschisă și trebuie să ai disponibilitatea să ieși din cuibul în care ești, să ieși din contextul frumos în care te-ai așezat și te simți bine și să te duci acolo unde te trimite Dumnezeu.
Asta face un om care dorește să împlinească voia Tatălui. Și dacă ai spus o dată, de două ori, de trei ori sau de cinci ori, nu mă duc, nu-i pentru mine, e prea greu. Dacă Dumnezeu îți vorbește, dacă Dumnezeu îți confirmă, n-ai voie, n-ai dreptul ca să te împotrivești. Pentru că s-ar putea să plătești mai târziu. Dacă Dumnezeu te cheamă în Africa, te duci în Africa. Dacă Dumnezeu te cheamă în India, te duci în India. Dacă Dumnezeu te cheamă din America în România, te duci în România. Dacă Dumnezeu te cheamă din România în America, te duci în America. Pentru unii e o ciudățenie. Cum? Toți vor să vină în America și unii pleacă din America în România. Sau de ce pleacă unii dintr-o parte și alții din cealaltă parte? Dumnezeu este stăpân. Și dacă Dumnezeu confirmă o lucrare și dacă Dumnezeu vorbește unui om, omul trebuie să asculte. Asta începând de la slujitorul lui Dumnezeu, care au o chemare specială, până la oamenii care nu se simt ei foarte importanți în împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi și noi trebuie să ne asigurăm că suntem în planul lui Dumnezeu. Noi îl încredințăm pe fratele Tică în mâna Domnului și sub harul și sub privirile Domnului. Și ne rugăm pentru el și îl sprijinim în rugăciune ca Dumnezeu să îl binecuvinteze, Dumnezeu să-i dea putere în această mutare pe care o face și ne rugăm și pentru fratele Victor Opri și pentru sănătatea dumnealui. Și spre deosebire de alte emisiuni, aș dori să încheiem această emisiune pe lângă cuvintele noastre de mulțumire adresate telespectatorilor. Vă mulțumim pentru că ați fost împreună cu noi și că ne spuneți bun venit în casele dumneavoastră și vă dorim binecuvântarea Domnului pentru dumneavoastră. Pe lângă acestea aș dori să încheiem cu rugăciune. Tată Ceresc, în numele Domnului Iisus Hristos, stăm înaintea Ta în aceste momente și dorim să-Ți mulțumim din toată inima că Tu ești Dumnezeul atotputernic, care Te declarăm ca Domn și Stăpân al vieților noastre. Îți mulțumim că Tu ne vorbești, îți mulțumim că în momente grele și în situații de impas, Tu nu ne lași încurcați, Tu ne lămurești, Tu ne descoperi voia Ta și ne arăți drumul pe care trebuie să mergem. Îți mulțumim, Doamne, pentru robul Tău, pentru slujitorul Tău, fratele Tică Ulici, Doamne, îl încredințăm în brațul Tău în această hotărâre. Știm că hotărârea aceasta a luat-o după voia Ta și că este în planul Tău ca să ajungă și să slujească în România. Te rugăm să-Ți așezi mâna Ta sfântă peste el, peste Delia, peste copiilor, peste familia lui și să-l însoțești, să-l binecuvintezi și să-i deschizi toate ușile care trebuie deschise. Și să-i dai izbândă, să-i dai înțelepciune, să-i dai călăuzire, să-i dai autoritate și putere în lucrarea care l-ai chemat în satul mare și în zona din împrejurim. Binecuvintează-l în această călătorie și în lucrarea care l-așteaptă acolo. Pregătește-i oameni potriviți cu care să slujească, să colaboreze. Binecuvintează biserica din satul mare, biserica unde el va sluji. Și apoi, Doamne, nu în ultimul rând, Te rugăm să binecuvintezi pe fratele Victor Opriș, care este un om iubit de noi, iubit de comunitatea română, un om care ți-a slujit ție toată viața și care trece prin momente grele și prin suferință și slăbiciune trupească. Ne rugăm pentru el, Doamne, mai dă-i sănătate, mai dă-i putere, ajută-l ca să se bucure, Doamne, de mutarea copiilor și a nepoților lui în România. Ajută-l în continuare să se bucure de slujirea pe care fratele Tică o să o depună acolo în satul mare. Mai dă-i sănătate, mai dă-i putere, mai dă-i viață ca să se bucure împreună cu poporul tău până în ziua când tu vei hotărâ ca să plecăm pe rând acasă în împărăția ta. Îți mulțumim pentru toate și te binecuvântăm și înălțăm numele Tău și pentru toți telespectatorii noștri rostim numele Tău și binecuvântarea Ta, Doamne, peste cei credincioși, peste cei care nu Te cunosc, Doamne, Tu să le Te descoperi și să le vorbești, pentru echipa Credo, echipa tehnică de aici din studio și cei care se găsesc în România, toți, Doamne, care lucrează la realizarea acestei emisiuni, rostim numele Tău și binecuvântarea Ta peste ei. În numele Domnului Iisus îți mulțumim și Te preamărim. Thank you.